Chiar dacă urmează linia corpului, rochile nu vor fi în niciun caz mulate. Directorul creativ de la Gucci reinventează însă moda anilor 60, dându-i o tentă rock chic, relatează The Telegraph. Astfel, ținutele, deși pastelate, nu transformă femeile în popuși, ci în ființe cu atitudine. Poșetele cu care au defilat manechinele pe podium la Milano în cadrul săptămânei modei amintesc de Jackie Onassis și de accesoriile acesteia din anii 60-70. Revinând trend și printurile animale, chiar purtate din cap până în picioare, dar și costumația completă din piele, parcă scoasă din dulapul unei dominatoare ieșite la pensie. Pentru seară, propunerile Gucci nu includ rochii până în pământ, ci unele scurte cu talie înaltă, așa zisele baby doll.